Am gândit că cel mai potrivit pentru interviul ăsta e să avem un om din interior care a lucrat în două companii extrem de mari, Facebook și Google, așa că l-am ales pe cunoscutul vlogger Cristi Dascălu. Cristi, bine ai revenit în studioul Hot News. Salut, Ion, îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să revin aici. Acum un an de zile, cam un an și ceva, făceam un interviu cu tine, tu te întorsești, erai celebru că ai renunțat la Facebook și la Google și ai avut ocazia să rămâi și noi nu înțelegeam, spuneai atunci că se poate face treabă și în România. Nu ți-ai mai schimbat părerea între timp? Sunt mai convins, mai mult decât convins că se poate face treabă, mult mai convins decât eram atunci. Pe lângă realizarea artistică execrabilă acestui documentar, așa, cu note de pian și vioară, ca să pară mai grav, sunt niște linii roșii care sunt de urmărit și sunt interesante. Una ar fi cum funcționează algoritmul, parenting-ul, adică cum îți educi copilul. Asta e principala problemă tuturor. Wow, stă copilul prea mult, te nebunește stând pe rețelele sociale. Ce e algoritmul ăsta, Cristi? Ce e algoritmul? Algoritmul e o oglindă a nevoilor tale, oglindă a ceea ce îți place și o oglindă care te cunoaște chiar mai bine decât te cunoști tu. În sensul că tu poate spui că da, îmi place X sau Y și spui chestia mai mult ca să te simți bine, ca să te minți pe tine că da, eu am niște idealuri și așa mai departe, dar algoritmul știe cel mai bine. Uite, apropo de algoritm, de YouTube, trendingul de pe YouTube e plin de manele. Asta e o oglindă foarte bună pentru societatea românească. Pentru că noi vrem să credem de la noi că avem anumite valori și așa mai departe, dar realitatea e oglindită în algoritmul ăsta și practic algoritmul ce face îți oferă ceea ce vrei tu cu adevărat să vezi și să consumi, ceea ce te atrage foarte mult, nu neapărat ceea ce e corect și ceea ce ai nevoie, dar ceea ce te face să petreci și mai mult și mai mult și mai mult timp cu ochii lipiți de ecranul ăsta. Așa cum se spune și în documentar, e clar, atunci când nu cumperi un produs, tu ești produsul vândut, e și cazul ziarelor online și al nostru, al Hot News-ului, evident, dar aici e mai pregnantă situația. Ei vă spun, specialiștii din documentarul respectiv, că pentru ei valorez cumva mai mult în fața ecranului, stând lipit acolo, 24 din 24 dacă se poate, decât în afara lui, nemai fiind productiv. Nu e o cursă de șoareci asta? Nu ajungi într-o capcană? E o cursă și cel mai valoros lucru în ziua de astăzi e atenția oamenilor și față de acum, nu știu, sute de ani sau zeci de ani, când nu aveam atâtea surse de informație și surse care să capteze atenția noastră, acum, în schimb, e o competiție uriașă, la modul că avem o grămadă de platforme pe care să ne uităm, avem o grămadă de spații media, fie că vorbim de ziare, fie că vorbim de presă la radio sau la televizor și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt în competiție pentru atenția noastră și sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă la noi ca să vândă anumite lucruri, să creeze bani și un incentiv financiar din punctul ăsta de vedere și atunci lucrurile trebuie optimizate la maxim. Algoritmii ăștia trebuie eficientizați la maxim ca să ne capteze nouă cât mai bine posibil atenția, ca apoi să poată să capitalizeze pe treaba asta. Problema care se pune e că acești algoritmi, așa cum spuneai și tu, e oglinda ta, îți oferă niște lucruri, dar în încercarea de a te ține mai lipit de ecran, așa, îți fac următorul lucru. Te țin într-o bulă, îți oferă doar informația care nu te contrazice, îți rupe gândirea critică. Sigur, nu sunt doar rețelele vinovate pentru treaba asta, pentru că e sănătos pentru tine să te duci să citești și în altă parte. Dar se prezintă cazul acelui basketbalist american care spune că, domne, el a ajuns la ideea că pământul e plat căzând în capcana asta, că i s-a dat foarte mult pe YouTube, încât omul a luat în serios, că e o mișcare serioasă de amploare. Același studiu de acolo arată că teoria conspirației îl ține pe om mai mult de pe ecran decât o informație serioasă, așa încât algoritmii ăștia ajung să-ți livreze mai mult fake news, mai multă teorie a conspirației. Da, aici e un tipar pe care noi ca oameni îl avem născut în noi, la modul că vrem să citim lucruri cu care deja rezonăm, cu care deja suntem de acord, lucruri pe care le-am validat deja și în momentul în care vezi ceva care se potrivește cumva intuiției tale, ești mult mai dispus să iei
teoria respectivă să o adopți. Și aici nu e neapărat vorba despre algoritm, e vorba în general, pentru că într-o discuție cu o persoană, dacă întâlnești o persoană pe stradă care pare că are aceleași idei cu tine, dintr-o dată ești mult mai deschis în a intra în vorbă cu persoana respectivă și a lega o colaborare cu ea sau a merge mai adânc în discuție. Dacă vezi că persoana respectivă a dat un cuvânt sau două care ți ridică ție așa un semn de întrebare, din start ignori. Și practic același lucru face și algoritmul, în sensul că rețelele astea de sociale, în momentul în care văd că tu vrei ceva, o să-ți dea și mai mult din acel ceva, și atunci se intră într-o spirală din asta în care te adâncești din ce în ce în ce în ce mai mult în subiectul pe care tu îl vrei și pe care spre care tu tinzi să mergi. Ceea ce nu e neapărat ok, dar ce fac rețelele astea de sociale, practic accentuează și pun o lupă asupra procesului ăsta în care tu te afunzi și mai mult în informațiile și credințele pe care le ai mai mult sau mai puțin fondate despre un anumit subiect, fără să ofere cumva posibilitatea unei alternative. Nu știu cum ar putea să facă asta, nu știu dacă e neapărat un instrument negativ din punctul ăsta de vedere, dar are și efecte negative, pe lângă efectele pozitive pe care are. Există vreun mecanism de control acestui algoritm, de revenire? Nu e cum spuneți, oferă tot mai mult, dar unui copil, dacă îi plac dulciurile, nu-i dai toată ziua doar dulciuri pentru că îi plac, pentru că se ajunge la ceva rău. Asta și se vorbește polarizarea bună care s-a produs în societate pe anumite domenii, în special în viața politică, unde deja apare o ruptură de punct, oamenii nu mai găsesc legături între diferite grupări și doctrine politice. Simți că este asta, că s-a produs o polarizare? Absolut. Se segmentează din ce în ce mai mult populația pe diverse credințe, fie că e vorba de politică, fie că e vorba de, poate, religie, și am văzut ce s-a întâmplat și în societatea noastră când a fost vorba de anumite instrumente folosite în scop politic care atacau lucruri care ne sunt în fundația noastră ca oameni și ca societate. Deci, prin astfel de platforme se pot E un instrument incredibil de puternic, prin care poți face foarte mult rău, poți face și foarte mult bine. Deci e un instrument foarte puternic pe care pentru care nu există o metodă de control. Nu știu dacă există, adică nici nu-mi imaginez cum ar putea exista forma respectivă de control. Și menționai înainte de copii. Într-adevăr, foarte periculos pentru copil. Eu mă consider norocos că sunt încă din generația care a crescut fără să aibă acces la, sau fără să aibă un telefon mobil. Am crescut pe, poate, calculatoare din alea mai antice, mai vechi, care se mișcau mai greu, fără internet, fără social media, și am reușit să definez puțin realitatea din jurul meu fără chestia asta, și apoi treaba asta să vină în viața mea și să încerc să iau maximul, să încerc să disting între ceea ce reprezintă social media și algoritmii respectiv și ceea ce reprezintă viața mea. Și mie în continuare foarte greu, adică dacă mie mi-e greu, nu pot să-mi imaginez cum e pentru un copil care a crescut cu chestia asta și care sunt provocările prin care îi trec. Și aici delimitarea foarte mult cred că trebuie să vină la părinți, trebuie să vină din familie. Nu sunt un părinte, nu știu, nu sunt un expert în a crește copii. Nimeni nu cred că e un expert în a crește copii în generația de astăzi, pentru că nu ne-am mai întâlnit cu asta, dar într-adevăr e un challenge mare. Deci tu, care ești un vlogger, ai lucrat în domeniu și lucrezi, activezi în domeniu, spui că reprezintă un pericol pentru copii. 100%, 100%. Prin prisma fake news-ului care se oferă, informații neverificate, modelului social. A modelului social, mai ales și pentru copii, pentru că își fac anumite repere care nu sunt deloc conforme cu realitatea. Adică sunt niște repere complet aiurea, și ai în lumea asta totul e perfect, adică în lumea social media e perfecțiune, perfecțiune, perfecțiune. Oamenii fac 100 de poze ca să pună una pe Instagram, și eu trag câteva duble, și pe YouTube uneori trag câteva duble până să las ceea ce trebuie lăsat acolo, și asta e departe de perfecțiune, e departe de realitate, și lumea, mai ales copil fiind, a ajuns să crezi treaba asta, a ajuns să crezi că nu ești perfect, că nu ești suficient de bun, a ajuns să crezi că e ceva greșit cu tine, că nu aparții nimănui și că la tine totul e diferit, când de fapt toți ceilalți sunt la fel ca tine, numai că nu se vede asta în filtru pe care îl reprezintă social media, și atunci treaba asta are consecințe devastatoare asupra psihicului unui copil.
cred că și unul e adult, știi cum absolut. Mă simt când stau în birou toată vara la 38 de grade și văd numai poze de pe plajă însorite și cocktailuri. Adică, da, și oamenii s-au dus poate o zi, poate o săptămână la mare și în restul anului au muncit, adică au câștigat vacanța respectivă. Așa facem, dar totul e... 100 de oameni postând câte o poză înseamnă 100 de poze numai cu mare, ai impresia că bă, toată lumea e la mare, toată lumea se distrează, nimeni nu muncește, numai eu aici stau în birou ăsta și... Cum e și gluma să fie viața, cum ți-o prezinți pe Facebook. Exact, da. Când mulți spun că, domne, oamenii ăștia care au construit rețelele astea sociale, care lucrează acolo, sunt malefici, urmăresc un scop malefic, evident. Da. Ai lucrat acolo. Cum gândesc oamenii din interior, de la Facebook și de la Google? Deci oamenii din interior sunt departe de a fi malefici. Nu există noțiunea asta și nu cred că s-a început, adică nu știu cum e la nivele superioare, să zicem, știi? Adică n-am ajuns acolo. Părerea mea e că n-a pornit cu un scop malefic și nu are un scop malefic treaba asta. Și lucrurile au pornit dintr-o intenție bună, pentru că dacă ne uităm, sunt niște instrumente foarte puternice care te ajută foarte mult. Pe mine mă ajută foarte mult instrumentele astea și le folosesc prin canalul de YouTube, chiar folosesc și reclame pe Facebook. Adică sunt instrumente care mă ajută să ajung la alți oameni, să-i ajut la rândul meu. Numai că e o unealtă care depinde cum e folosită. Și da, aici discernământul e în mâna celor care decid cum folosesc unealta respectivă. Și într-adevăr ar trebui să existe cumva un mecanism de control, însă nu văd cum... Aici n-am o soluție. Nu știu cum se poate implementa un astfel de mecanism de control. Și aici e marele pericol, că nu știi în mâna cui cade și cum folosește și n-ai niciun control, n-ai să știi dacă e folosit cum trebuie sau nu această bijuterie până la urmă. Că un alt lucru care e de precizat aici pentru un om care e tehnic și de fapt pentru orice persoană, dacă ar înțelege treaba asta, e o bijuterie tehnică, adică e un instrument incredibil. E o capodoperă arhitecturală din punct de vedere ingineresc și tehnologic, ceea ce e wow pentru ceea ce trăim și pentru civilizația noastră. Acum are două tăișuri, are și avantaje, dar are și dezavantaje. Am avut un scandal Cambridge Analytica care a dovedit cât de nociv poate să fie vânzarea de date sau unor bucăți de date pentru o campanie politică care s-a putut fi decisivă. Mai avem ceea ce s-a întâmplat în Myanmar cu masacre în masă, rețele sociale folosite în felul ăsta. Tu crezi că nu poți gândi o politică de control a fake news-ului, a informațiilor diseminate aiurea? Problema e că treaba asta cu fake news-ul și cu adevărul, adică e dintotdeauna în istoria umanității. Dintotdeauna când a fost luptă pentru putere, au fost tabere, fiecare tabără prezenta o versiune, cealaltă tabără prezenta o altă versiune. Oamenii întotdeauna ar trebui să aleagă din cele două variante. Cu greu și mai niciodată nu cred că s-a putut ajunge la adevărul adevărat. Adică e greu să ajungi la adevărul adevărat și de multe ori nu e un adevăr binar, e cu nuanțe. Și același lucru se petrece și în cazul ăsta, adică ce face social media și ce fac instrumentele este că accentuează și mai mult, de 100 de ori, de 1000 de ori mai mult, problema asta pe care noi avem ca umanitate, și anume faptul că nu putem să discernem un adevăr curat din realitate, pentru că poate nu există așa ceva. Și atunci oamenii profită de treaba asta și amplifică diferențele în opinii folosind la scală mare instrumente pe care le dau puterea asta. Existau discuțiile astea de etică în interiorul companiilor? Sigur, există discuții de genul. Sigur există discuții de genul și se încearcă prevenirea lor și sunt și eforturi publice din partea companiilor să încerce să oprească treaba asta, adică se vede că se fac eforturi în direcția asta. Nu știu cât de eficiente și, din nou, nu știu cum se poate rezolva, având în vedere că e o problemă în natura noastră umană mai degrabă decât o problemă în... E o problemă de principiu. Bă, gândesc și la faza asta, la un copil care, uitându-se acolo și văzând un clip, gândirea lui critică e mult mai puțin dezvoltată și are tendința să privească lucrurile, băi, îmi zice ăla de la televizor, îmi zice ăla de pe Facebook, e un filmuleț, îmi zice profesorul la școală, păi trebuie să fie adevărat, e o sursă de autoritate. Da, exact, apropo de sursa asta de autoritate,
Da, mare, mare problemă faptul că anumite instituții sau anumite personaje sau anumite chiar și profesori devin surse supreme de autoritate și cumva sunt puse pe piedestal de tehnologiile astea și de cadrul în care se află, ceea ce nu garantează că au adevărul sau că dețin un adevăr mai curat decât altceva. Că observ treaba asta, cum se schimbă percepția oamenilor. Că eu observ între prietenii mei cum, dintr-o dată, în timp, ușor, ușor, își schimbă opiniile legate de un anumit subiect. Și pentru mine e fascinant să observ asta. E puțin, adică e fascinant să observ schimbările astea în oameni, în societate și în jurul meu. E puțin trist în același timp, dar judecând doar ca un observator din afară, e un joc foarte interesant. E un joc al naibii de interesant să vezi cum opiniile unui om se transformă doar pentru că urmăresc anumite cercuri de interese, anumite persoane, anumite personalități, anumite interese proprii și personale, și văd pe Facebook, efectiv, mă uit și văd o postare de la X sau Y și văd, hopa, nu m-aș fi așteptat niciodată să văd așa ceva de la persoana respectivă. Ceva s-a produs un declic acolo. Și îmi dau seama că persoana respectivă a fost în influențată de anumite opinii, și la fel se întâmplă și cu mine, adică și eu fac parte din asta, nu sunt mai special. Un lucru pe care îl fac acum, chiar mă folosesc de treaba asta ca să mă ajute pe mine. Adică eu încerc să fiu pragmatic în toată situația asta, înțeleg că e o situație care poate să fie și bună și rea, înțeleg că sunt afectat la rândul meu, dar încerc să iau maximul din chestia asta și încerc să mă programez pe mine spre mai bine, în sensul că folosesc algoritmii ăștia astfel încât să îmi programez mintea spre mai bine, în sensul că încerc să mă înconjur cu pozitivitate din feed-ul ăsta de Facebook sau Instagram sau așa mai departe, sau să urmăresc oameni care mă inspiră pe mine și automat, văzându-i pe ei și primind numai mentalitatea lor în fața ochilor mei, încep și eu să deprind obiceiuri ale lor și să mă trag, și fapt ce mă trage și pe mine mai sus de atât și mă împinge pe mine la următorul nivel. Adică asta e o soluție pe care eu o am din treaba asta care să funcționeze puțin în avantajul meu. Rețelele astea sociale, așa cum ai zis, sunt o minune tehnică, sunt un boom tehnologic care ne-au schimbat categoric viața. Prima întrebare era chiar retorică, evident, da. Suntem influențați de ele și fiind un instrument totuși nou, încercăm să ne obișnuim cu el, să-l învățăm, să vedem părțile bune, părțile rele, nu discutăm despre o apocalipsă, chiar așa cum încerca cu multă gravitate să o prezinte Netflix-ul acolo, dar ajungem la cheia asta de educație și mă întorc la copii. Dacă ești adult, e în regulă, trebuie deja să ai o gândire critică dezvoltată, dacă nu e cam gravă, ar trebui să știi să le folosești în sensul ăsta, dar la copii lucrurile sunt un pic mai problematice. Tu ai și o formație de muzică, că vorbeam de alienarea asta socială, ai spus că lucrezi tu la cine lucrezi ca să-ți îmbunătățești skillurile astea sociale. Ce recomandări ai avea pentru puștimea care, așa cum am zis, s-a născut cu telefonul în mână și cu rețelele sociale? De exemplu, noi cu partea asta de muzică, ca și chitară grăzăvești, noi am ajuns cunoscuți și am ajuns să avem momente super faine pentru faptul că am avut social media. Pentru noi, dacă nu exista Facebook sau dacă nu existau rețelele astea sociale, nu ne duceam prea departe. Pentru mine a însemnat foarte mult să am un canal de YouTube, m-a ajutat foarte mult în viață, m-a dus mai departe. Acum, cred că trebuie o delimitare și cred că trebuie pus o limită. Spre exemplu, eu chiar dacă am YouTube acum, dacă intru pe YouTube, o să am un ecran alb pentru că am YouTube-ul blocat, pentru că nu vreau să pierd timp acolo. La fel și pe Facebook, dacă intru pe Facebook, nu mi-arată nimic în newsfeed pentru că mi-am instalat ceva extensii ca să mă protejez de mine și de rețelele astea. Deci, trebuie trasată o linie acolo și trebuie să ne înțelegem pe noi ca oameni, natura noastră umană și care sunt sentimentele noastre, fie că sunt pozitive, fie că bune, de unde vin îndoielile, fricile, anxietățile pe care le avem, care sunt aspirațiile noastre pe mai departe și să găsim asta pentru noi, nu să găsim asta pe o pagină de Facebook sau Instagram, că uite așa e viața și așa trebuie trăită, ci mai degrabă să fie mai mult corelată cu valorile noastre interne.